Mușcelenii Mihai Tentea și Ciprian Daroții au devenit campioni europeni de juniori Under-23 și Under-26 la bob două persoane. Cei doi sportivi de la CS Mușcel Câmpulung au câștigat sâmbătă și Cupa Europei, după ce în urmă cu câteva săptămâni câștigaseră titlul mondial. Bobării pregătiți de antrenorul Iulian Păcioianu au dominat cursa de la Königse, fiind urmați pe podium de două echipaje din Germania și Elveția. Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român, celălalt echipaj tricolor, Andrei Nica Mihai Calancea, a terminat pe locul 28. Din motive tehnice, defecțiuni la circuitul electric al pistei de la Königse, celelalte două probe de bob feminin două persoane și bob patru persoane au fost anulate.